Consiliul Județean Suceava a anunțat că a fost câștigat proiectul de renovare energetică a Spitalului Județean prin PNRR. Este vorba de un buget de 13 milioane de euro, din care se vor efectua lucrări importante la întreg sistemul de încălzire. Vor fi montate panouri fotovoltaice și izolare termică a sistemelor de apă. Această modernizare va conduce la creșterea gradului de siguranță și reducerea cheltuielilor cu iluminatul și încălzirea. Tot la Spitalul Județean Suceava vor fi investite 10 milioane de euro pentru construcția unui spital de oncologie, cu 83 de paturi în valoare de peste 50 de milioane de lei.